cred că e normal, fiindcă vezi cum se face râs, se zvârlă picioasele la țigări, șipuri de la pivă, șipuri așa de la apă, că vezi în alte țări și îți pare frumos, îți pare ghine chiar că se păstrează și e frumos. Dacă te uiți că așa ceva se procedează în țara ta, la casa ta, nu e tare plăcut. Eu cred că ar trebui cumva de, nu știu, cu amenzi, cu și acolo, să nu se mai procedeze așa ceva prin țara noastră. Nu ne-i plăcut, eu singur când merg ori cu soția plepuță, eu mă apropie de urnă și arunc acolo, nu pot să lească, nu ne-i plăcut nici, așa că se vede ca pe marge drumul sau chiar și aici este o sticlă, așa de pe îmbruian. Nu ne-i plăcut lucrurile să nu știe cum s-a putut rezolva. Nu, asta... poate descris, sunt iese la primărie cutia care primesc acolo jarul, un alt acum mai spune acolo că și dacă mai mulți oameni și se rămărească și spate astea de hotărâtă întrebarea că dar tot până n-a să margă cineva să, și cum din urmă la fiecare, trebuie să margă, să fie tentul primarul nișbilor în altă parte și ne trebuie să margă, să ducă contul ăsta. Că altfel, hai să mergi și iată, o zălită un pahar, o zălită un sticlă. Păi eu socot că acest lucru nu este normal, fiindcă mari copii și văd acest lucru și ei cresc mai mari și fac și ei tot așa. Și în plus aici mai este și asfaltul care poluează mai tare natura. Nu este în sat ca să fie aerul mai curat și se poluează mult mai mult ca într-un sat. Și socot că asta nu este normal. Trebuie să ținem natura curată, fiindcă merg mulți oameni, mulți bătrâni și vor să vadă și ei ceva curat și frumos. Eu socot că ar fi bine să își iei fiecare răspunderea și să fac să așa că să fie curat, să nu lasă resturile la țigări, să le zvârli jos, dar să le zvârli într-un gunoi sau să le pui într-un pachet și le zvârli undeva, unii este chiar gunoi, dar nu unii nimerește.